În această seară, să știți că e un prilej special pentru care ne-am adunat aici. Este vorba de o carte despre cuvinte și link-uri de Elena Ungureanu. De aceea cred că o invităm pe Elena Ungureanu să vină aici, pentru că este o prezență specială. Vă mulțumesc pentru invitație. Și nu doar prin cartea ei. La fel o invit pe doamna Inga Truță, directorul Centrului de Terminologie al Academiei de Științe din Moldova. O invit și pe doamna Alina Chiriachi-Vașcu de la... Stați acolo, o să vă invit să vorbiți, da? Deana Istrati. Deana Istrati, nu ajuns, din păcate, da. Și eu cred că ar fi foarte frumos să-l invităm pe domnul Ioan Mânăscurt aici, pentru că e la fel o prezență care ne bucură ochii. În calitate de link. În primul rând un cuvânt și pe urmă un link. Bună seara! Să știți că îi spuneam Elene într-o discuție că vine o vreme în spațiul nostru științific când este mult mai ușor să scrii într-un limbaj științific, cum spun eu, de sectă a savanților și este mult mai greu să transferi, să transformi acest limbaj într-un limbaj de popularizare. Pentru că a populariza înseamnă a empatiza cu publicul, a înțelege necesitățile acestui public și a merge în întâmpinarea lui. Așa am citit eu această carte, ca un pas sau poate mai mulți pași spre publicul lui Homo Technologicus, pentru că ceea ce face Elena în această carte, de fapt, ne anunță că lumea nu e doar în schimbare, lumea s-a și schimbat. Și cu această schimbare a venit și o limbă nouă, este limba pe care o găsim noi în internet, este limba care a fost cumva influențată de internet și de noile tehnologii. O carte mai mult decât utilă. Pentru mine personal, chiar eu cred că va fi în următorii câțiva ani o carte de căpătâi. Pentru că noi de foarte multe ori suntem depășiți de anumite noi apariții în domeniu. Asta am vrut să vă spun și acum o rog pe doamna Inga Druță, care e, credeți-mă, este numele care ar trebui neapărat să vorbească despre această carte și părerea dumneavoastră chiar ne interesează. Mulțumesc! Chiar că iau într-adevăr, dar mi se pare că nu. Cred că nici nu e nevoie, nu? Iată. Stimați colegi, stimați oaspeți, practic, poate că vă va surprinde ceea ce voi spune, dar insist să o spun. Elena Ungureanu este o ființă foarte curioasă, dar nu în sensul de curiozitate ordinară, ci o curiozitate de cercetător, care poate se aseamănă cu o curiozitate de copil care descoperă lumea, descoperă ceva nou și atunci aleargă la părinții lui sau la cei dragi ca să împărtășească ceea ce a descoperit. Și această curiozitate de copil am remarcat-o nu numai în acest proiect, ci și în proiectele anterioare, materializate tot la editura ARC, adică e vorba de dincolo de text, hipertextul și mai ales de dicționarul tematic ilustrat. Iată acolo mai ales s-a manifestat această curiozitate, această descoperire a lumii. Elena chiar era atunci atât de pasionată și atât de captivată de căutările sale, încât împărtășea tuturor, fie pe Facebook, fie pe pagina Institutului de, se numește el, dezvoltare informațională, fie la institut pentru colegi, fie la editură. Uitați-vă ce am mai găsit, uitați-vă ce cuvânt sau ce concept și vreau să-l aduc și altora. Și aceasta este o trăsătură foarte generoasă a Elenei, că unii acumulează, află și nu dau nimănui.
așa suntem noi cercetătorii, poate mai scriu ceva, mai împărtășesc, dar iar, dar nu prea, nu sunt prea deschiși. Pe când Elena Ungureanu este generoasă, atunci când descoperă ceva, află ceva nou, vrea să împărtășească cu cititorii, cu publicul larg și din această generozitate s-a născut și această carte, Cuvinte și Linkuri. Elena a încercat să aducă publicului larg și se gândea la elevi, la studenți, la profesori, dar de fapt se gândea la oricine care este interesat de cuvinte, de termeni, de ce, ce este nou, să facă, să realizeze un fel de dicționar enciclopedic, un glosar, un compendiu, cum putem să-i spunem în mod diferit, dar nu doct, nu foarte științific, ci accesibil. Și chiar pe alocuri găsim note intertextuale, găsim niște replici un pic umoristice, ludice. Cartea reprezintă o culegere de tablete pe care, nu toate, dar multe dintre care au fost prezentate la Radio Moldova. De acolo a venit această idee de a prezenta cuvinte noi sau cuvinte mai vechi, dar cu sensuri noi. Pentru că noi ne obișnuim cu... Unii dintre noi s-au obișnuit. Spunem rețea, bine rețea, forum, portal, deci ce mare lucru, sunt cuvinte cunoscute. Dar n-am sesizat că sunt sensuri noi, sunt sensuri care nu sunt înregistrate în dicționarele generale de limbă română, dicționarele explicative. Și atunci Elena s-a gândit, a făcut niște conexiuni originale, pentru că fiecare tabletă, observați, sau cei care au răsfoit-o sau care au citit deja cartea, este, are un titlu dublu, adică mouse sau șoricel, carte și e-book, forum și portal, link și radio, virtual și virtualitate, pixel și voxel. Întotdeauna Elena a încercat să combine cumva fie două concepte, fie doi termeni și să urmărim această conexiune, această legătură între termeni sau chiar între cuvinte mai vechi, computer și cumpăt sau cumpătare. Și dacă sunteți curioși, veți vedea de ce, de unde vine această legătură între a computa, computer, și cumpăt sau cumpătare. Elena este și un lexicograf, este specialist în gramatică, dar în ultimul timp a cam abandonat, a deviat și vine înspre lexicografie. Mai are dicționar ortografic, școlar și cu acest dicționar tematic a pășit spre lexicografie și cu cuvinte și cu lucrarea Cuvinte și Linkuri completează seria de dicționare, pentru că de fapt cartea este, sunt tablete, dar este concepută sub forma unor articole de dicționar un pic mai extinse. Sunt niște definiții accesibile și așa cum spune Elena, nu sunt termenii nu sunt definiți ca un ultim adevăr. Adică se lasă o marjă de eroare pentru eventuale redefiniri atunci când multe cuvinte din această carte vor intra într-un dicționar de cuvinte recente sau chiar un dicționar explicativ, normativ, da, de genul DEX sau alte cuvinte, deoarece, într-adevăr, în această carte mulți termeni îi găsim aici, dar nu îi găsim în DEX, sau dacă îi găsim în DEX sau în dicționare de neologisme, nu cu toate sensurile cu care circulă în mediul virtual. Elena este foarte pasionată de mediul virtual, de virtualitate, de hipertext, de linkuri. De aceea și în carte veți observa multe linkuri sau, așa cum spune Elena, cuvinte linkuite. Adică sunt termeni marcați prin culoare, deoarece autoarea a urmărit
legătura între acești termeni și vorbind despre un termen, cititorul, vorbind despre un termen, să facă tot trimiteri și linkuri, legături spre alți termeni, spre alte tablete, așa astfel încât cititorul să înțeleagă cât e de legată, cât e de întrepătrunsă toată această țesătură de cuvinte și dacă nu înțelegi un termen, riști să nu înțelegi alt termen care e mai complex. Așa că felicitări Elenei, felicitări editurii și la mai mult și la mai mare. Mulțumesc tare mult! Pe doamna Alina Chivașcu, pentru că, din câte știu eu, ea are ce să ne spună. Eu am zis că voi fi virtuos de spion aici, dar dacă n-am încotro. Dragă Elena, stimați invitați, mă bucur că ne-am regăsit și dincolo de paginile acestea, dar mare ne este bucuria că ne-am întâlnit între cuvinte și linkuri această rubrică pe care o realizezi de 4 ani, pare mi se deja. 3. Din 2014, 15, 16, într-adevăr. Așa, așa de ușor, așa de firesc, așa de elegant, așa te apropii de ascultătorul nostru, care este și el cu pretenții și cu exigențe. Și încercăm prin felul ăsta ca să-i cultivăm acest drag de limba română și ne bucurăm atunci când ascultătorii ne sună și vorbesc atât de frumos și coerent limba română și ne îndrăstăm pentru cei care, și pentru autorii noștri, inclusiv, care vorbesc pocită așa cum o vorbesc. Felicitări pentru această imagine frumoasă, această ținută frumoasă. M-am gândit așa de multe să-ți spun, pentru că mare ne este bucuria atunci când vii și ne pare rău că la radio nu se vede, se aude doar, dar iată că aflu tot aici și acum că ți s-a propus și o colaborare la televiziune. Atunci când feciorul meu, care are acum aproape 20, avea 3 ani, obișnuia să se ascundă sub masă și începea să vorbească, el spunea că la Radio Moldova. Spunea, aici Chișinău, Radio Moldova, prezintă Alina Chiriachivașu. Și l-am întrebat într-o zi, tu de ce te ascunzi? Păi, pentru că oamenii de radio se ascund și vorbesc. Nu sigur. Dacă fiind ascunși undeva în dealul Schinoasei, vorbim și oamenii, nu numai că ne aud așa, dar ne și ascult, atunci cred că e o victoria noastră. Cred că va avea continuitate proiectul tău și sper să realizăm această rubrică atâta cât va trebui, pentru că la radio avem acest ghid de cultivare a limbii de ani și ani, din 1990, de când am început să marcăm ziua limbii române, avem acest ghid de cultivare a limbii. Dar ceea ce faci tu este cu adevărat o noutate și pentru noi și pentru cei care ascultă. Felicitări, draga mea! Mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc! Anume, această, să zic, interdisciplinaritate a Elenei întotdeauna m-a atras, pentru că Elena nu este un lingvist cu, să zic, cu minte care să stea în turnul acela de fildeș al cercetării, ce a ies afară, și anume această colaborare cu mass media e de încurajat și eu cred că este chiar un exemplu pentru toți noi, cercetători, scriitori, că trăim într-o altă lume în care trebuie să ieșim afară. Și Elena o face și o face cu mult spor. Îl invit pe domnul Ioan Mână Scurtă, scriitor, să ne spună și el ce crede despre această carte. Cred bine. Eu am rămas un pic surprins de invitația de a participa la această lansare. Și pot să vă spun că pe doamna Ungureanu am cunoscut-o acum 15 minute, dar bineînțeles că mai e așa circulând cu mașina, mai pun radio și am auzit-o de mai multe ori și am rămas de fiecare dată, nu că surprins, dar m-a bucurat felul de prezentare a materialului. Ca să așa să încep cu două declarații, că n-am citit cartea decât până la pagina 49, că atâta m-a încăput timpul. Dar ceea ce am citit este absolut remarcabil,
Și cu ocazia asta felicit și editura cu o carte remarcabilă și pe doamna autoare, la fel. Este o carte necesară, deoarece cam toate domeniile noastre basarabiene și în acest domeniu este o mare harababură. Să ne amintim noi de celebru, cunoscut de toate babile, de toți măturătorii, computator. Dom'le, asta a intrat ca râia în noi și computator și gata. Au avut o intenție bună cei care au elaborat cândva, că la noi tradiția lui Ceban n-a murit odată cu Ceban. S-a pus sarcina de partid ca să elaboreze o terminologie în domeniu moldovenească. Să nu seamene cu românii, să nu, Doamne ferește, cu mai știu eu. De unde a apărut și acest computator care s-a lipit din noi, că îl întrebam pe unul din autorii acestei terminologii, că terminologia asta are și autori, nu așa? Zic, măi, noi și așa suntem bâlbâiți, dar dacă spunem procesul de computatorizare, zic, l-ai omorât, mai mult nu mai vorbești. Așa. Ca să revenim, cartea este foarte necesară și de mult necesară și este bine că noi suntem mereu avântați în luptă. Și unde te întorci, lupt pentru limbă, mai tu ce faci? Cu ce îți câștigi pâinea? Și că eu cu limba. Bun. Uite că ne-am mai apucat un pic și de lucru, mai muncim, mai punem așa un pic de esență, un pic de substanță în ceea ce ne înconjoară și în lumea în care trăim. Această carte face parte din acest proces, procesul de edificare, că orice luptă este destructivă. Este, face parte din procesul de edificare. Mi-a plăcut foarte mult că este o carte, bineînțeles, științifică. Bineînțeles, este o carte de popularizare a științei. Dar, bineînțeles, este și o carte așa de eseuri, de crochiuri literare, foarte elegante, că s-a mai spus aici, a spus doamna, foarte elegante, foarte personalizate, ușurel scrise, în spatele cărei ușurință se vede o muncă asiduă și o înțelegere a termenilor, a materialului cu care se lucrează. Eu, ca să nu bat apa în piu, vezi în terminologia asta, dacă nu încapi și abate apa în piu. Așa, eu vă felicit încă o dată, sper că această carte, dacă va fi și popularizată respectiv, mediatizată corespunzător, va avea o viață lungă și, hai să zicem așa, glorioasă. Mulțumesc! Mulțumesc, tatăl meu! Dragi prieteni, eu țin să vă salut încă o dată pe toți aici și, în mod special, vreau să salutăm pe domnul Eugen Lungu, redactorul șef al editurii ARC, pur și simplu să salutăm. Și ne bucurăm că este alături. La fel o salutăm pe doamna Maria Șchiachtițchi, pentru că a venit și ne-a onorat, și pe domnul Mihai Șchiachtițchi, că de... Cititor, sau salahore ai cărții, eu aș spune, pentru că cititul e o profesiune deloc ușoară, chiar dacă cineva crede dintr-o parte că știți ca în bancul cu... Dar ce lucrează soțul tău la Chișinău? Cântă. Bine, bine, dar ce lucrează? Așa e de multe ori și cu literatura. E o muncă. Acum, cred că îl invităm pe domnul Iurie Bârsă, directorul editurii ARC, care cred că o să dea și din casă, cumva, o să spună ceva din istoria apariției tehnice aceste cărți. În primul rând, bună ziua,
stimată clienți, stimați prieteni, că în fond sunteți prieteni editurii dat în faptul că sunteți la acest, participați alături de noi la acest eveniment, dar vreau să mulțumesc gazdelor noastre, Librarius, este o zi semnificativă pentru noi, fiindcă asta este ziua limbii și anume în această zi noi am inițiat un parteneriat cu rețeaua de librării Librarius din Chișinău, fiindcă cred eu, a face carte e un lucru bun, dar trebuie cineva adică să mai cumpere cărțile noastre și această rețea de librării ne asigură suprafața asta de contact cu cititorii. Adică este foarte important pentru... Exact, este foarte important pentru noi și cu această ocazie mulțumesc celor de la Librarius că ne-au găzduit. Acum trebuie să spun și eu despre autoare, adică este, eu cred că soarta a făcut ca drumurile noastre să se încrucișeze. Eu calific pe Elena ca un prieten, alături și de Ingadusă, ca un prieten a editurii ARC. Nu suntem la prima colaborare, s-a mai spus, cred că a treia, adică a treia carte, sau eu am greșit ceva, adică a treia carte. Exact, este o consecvență. Cuvinte și link-uri, bine, eu am întrebat-o, adică de ce nu s-a numit, adică poate fi un dicționar, fiindcă el este mai mult decât un dicționar, adică că e vorba de niște neologisme, că sunt tablete, dar eu fiind în alt domeniu, nefiind literat, o să vin într-un domeniu al electronicei, vreau să spun că limba mereu se... evoluează, adică se schimbă. Elena Ungureanu, de fapt, a făcut o joncțiune, adică a lucrat pe linia de demarcare între filologie și tehnologiile informaționale. Deci asta trebuie cineva să facă, fiindcă imaginați-vă de la epoca de bronz, piatră, bronz și fier, adică secolul 4 înainte de era noastră, adică am ajuns până în 1750 ceva, când s-a inventat, de fapt, motorul cu abur a fost pus pe primul vehicul și în 200 de ani, uitați-vă că totul s-a dezvoltat după exponentă și continuă mai departe să se dezvolte și apar noi cuvinte. Mereu ne-am confruntat cu problema aceasta, cum traducem, când e vorba de cărți, traducere, că domnul Eugen o să spună că am tradus noi auditing cu Rodica Levitsky. Nu știa unele cuvinte, nu aveau analogie în limba română și punea întrebări prin care filieră, adică ea găsea un cuvânt analogic care de fapt a luat ori prin filiera franceză, ori prin filiera engleză. Tot ce avem noi, adică în domeniul IT, în fond, mare parte sunt englezisme. Și lucrurile acestea, de multe ori, Inga Druț a încercat să ne spună că se găsesc și niște cuvinte analogice în limba română. Eu, de fapt, le-aș lăsa așa cum sunt. Când am lucrat la dicționarul Dexie, doamna Dima, adică unul din cei mai mari lexicografi din România, ne spunea, o întrebam, uite, cum evoluează limba și a spunea domnul Bărsa, fiți liniștiți, când trendul e următorul, că în decurs de 200 de ani, noi toți vom vorbi engleză. Deci asta este o tendință și când rușii au încercat să facă o lege de purificare a limbii ruse, când în perioada lui Yeltsin, când a făcut niște experți, a făcut o analiză, în legea respectivă de purificare a limbii ruse, s-au găsit undeva 30% de cuvinte împrumutate din alte limbi. Deci este imposibil astăzi să asiguri o limbă pură, o limbă curată, să spune că vorbim românește. Și în legătură cu asta, povestesc că fiind din domeniul fizicii semiconductorilor, un caz cu o persoană, adică printr-o prieten de-a meu, un tajik, care scria o teză, adică înainte, bine că nu era o calculatoare, și a dat-o unui, era vorba de limba rusă, dacă, cred că nu, domnul Șletițcu spune, adică de dârche, știți acolo că există noțiunea de dârche în limba rusă, și a dat-o unui redactor, vorbitor de limba rusă, în Moscova. Și el s-a gândit, băi, dârche, e tajik, cred că cunoaște, de să înlocuiesc cu atferstie. Și toată teza e înlocuită cu atverstie. Imaginați-vă cu două zile înainte de apararea tezei, adică toată lucrarea lui cu atverstie în loc de dârche. Adică trebuia să facă o muncă titanică ca să-și prezinte teza. Același lucru pot spune despre, că am citit, bine, că sunt niște lucruri curioase. Eu am răsfăit-o, spre exemplu Google. Noi căutăm o etimologie. Dacă vorbim de SMS-uri, toți spunem că trimite SMS-uri, că e short message service.
MMS, adică că e multimedia, adică fiindcă doar știți că le utilizăm toți lucrurile astea, de pildă Google. Google nu are o etimologie, adică e o chestie foarte interesantă. Un matemician plângându-se cu feciorul, adică acela a spus o denumire, o Google, o numere infinit, adică unul de mulțit cu 10 la puterea 100, un număr infinit, că nu sunt atâtea particule în tot universul, dar numărul acesta, numele acesta Google nu are absolut nicio semnificație. Dar câte... Sau când vorbim că utilizează alt browser, adică nu, cine mai spune, utilizează alt browser pentru a deschide alt, cum a spus domnul, a început cu un alt site sau trimite-mi un link. Sau toate lucrurile acestea. Vrem noi sau nu vrem, dar astea sunt regulile de joc. Acum, referitor la Aaron, tot o chestie foarte interesantă, adică un caz curios, că e au acesta care trece în S, toți vorbim, rușii îi spun sabacica, unii, noi spunem românii coadă de maimuță, dar... Am avut o situație că e unul din autori, nu-i numesc numele, iarăși e o chestie foarte curioasă, îi transmit o adresă de e-mail și el îmi spune, dați-mi adresa de e-mail. El fiind, adică mare parte, că și eu am învățat în limba rusă, îi transmit una asta și îi spun, adresa cu tare, info.arc, Aaron, el spune, ce ați spus? Zic, Aaron, dar îi spun, zic, mi-am dat seama că nu înțelege, zic, sabacica, a, cățelușa. Cățelușa. El a tradus, adică bine, că asta a fost o traducere mod-a-mod. De multe ori traducerile acestea sunt foarte... nostime. Adică nu ar trebui. Și același lucru când mă spunea o persoană, îmi spunea că exact cum moldovenii la cheloți spun piloți, același lucru ca să fie adică, mai catolici ca papa de la Roma, cu, spune că îi dau copilul până și nu-i dau pastila, nu adoarme. Zic, ce pastilă îi dă, băi, ce pastilă îi dă? El vorbea de tabletă. Adică a vrut adică tableta să-i dea pastilă. Adică trebuie să fim foarte atenți când vrem să facem exces de zel, adică să fim atenți cu lucrurile acestea. În fond, eu cred că e o carte utilă, fiindcă eu am găsit pentru mine multe lucruri interesante, mai ales cei care utilizează tehnica de calcul, fiindcă când vorbim de router, când vorbim de acolo, că routerul nu are capacitatea respectivă ca să putem să avem Wi-Fi sau să avem acolo, că și copiii acum, că noi, este Wi-Fi sau nu este Wi-Fi? Nu înțelege, dar... Și nu are nici 3 ani. Exact, el trebuie să înțeleagă măcar ce înseamnă acest Wi-Fi sau ce înseamnă acest browser sau dacă vorbim de un driver, adică ca un la șofer spun driver, dar ce înseamnă driver în domeniul IT. Acum, adică cuvintele pot să aibă sens dublu. Acum, ca să închei pe o notă, adică cam un banc, adică tot cu înțeles, un sens înțeles dublu, când un să povestesc, adică să-l spun. Un băiat conduce o fată până acasă, ajunge la ușa apartamentului și ea îi spune vrei să rămâi aici pe noapte? Și el spune nu și pleacă. Și plecând de la ea, către sine îi spune că să rămân toată noaptea în fața ușei. Deci, cu totul alt sens. Mă doresc, să rămân aici în fața ușei. Eu mulțumesc Eleni că este consecventă și este alături de noi. Mulțumesc tuturor care au acceptat să vină acest lucru. Sper că această inițiativă de ca să continue și mă bucur încă o dată celor de la Librarius că s-au găsit în genere, adică oamenii care investesc astăzi în avem un prezent și dacă avem un prezent, într-adevăr, ei au investit în acest prezent, că noi suntem martori oculare, înseamnă că avem toate șansele, s-ar putea să avem și viitor. Vă mulțumesc pentru... O salutăm și pe doamna Lidia Kulikovski, șefa departamentului de studii și cercetări de la Biblioteca HDU. Din câte știu eu, doamna Kulikovski este o foarte bună prietenă a cărților Elene. Elena a și lansat în câteva rânduri la bibliotecă. Dacă doriți, cumva așa, din galop, doamna Kulikovski, să ne spuneți ceva, noi chiar cu mare drag vă ascultăm. Despre Elena întotdeauna, dar... Este și o carte așa, să vorbești cum vorbești cu oamenii despre cărțile care nu le-o citim. Da. Asta se numește. Link-ul. Deci, ca și prima carte din aceeași categorie, susțin că vine pentru noi, în primul rând, pentru a învăța, în primul rând, niște noțiuni care ni se dau clare, dar... Încet să intri în limbajul nostru comun, pentru că asta e viața noastră acum, altceva, o viață digitală și scoate mai Ioane să o iau. Nu e a mea, nu s-o răsfăiesc. Eu o să vă oferă.
întotdeauna de la Elena așteptăm calitate, pentru că ne-a învățat că face carte bună. Și mai ales tematica, Elena. Eu cu mare bucurie o cumpăr și încă una o cumpăr să o dăruiesc cuiva, care știu precis că îi trebuie. Și chiar o scriu și o cronică, pentru că e, în primul rând, e în stilul meu. Într-un fel îmi satisface o așteptare. Nu m-am gândit că vei continua, dar uite că vii cu cuvinte și link-uri și asta e tare bine, după hipertextul tău foarte frumos și felicitări și editurii că au editat-o atât de frumos, atât de plăcut să o iei și să o mănânci, numai alta, că amânică mâna când o pui. Da. Pentru că e și acesta un indicator atunci când cartea e bună, trebuie să te asiguri că și ambalajul este bun. Și îți satisfaci două satisfacții. Deci eu sunt cu mare așteptări pentru cartea asta, dar am încredere în Elena. Îi doresc să mai scrie, pentru că scrie bine, iar editura Arc să aibă ce edita. Și văd că faceți progres. Ieri am fost la Bookfest și m-am uitat la standul vostru, un stand minune. Deci, și mi-am cumpărat și o carte. Bravo. Am avut și o geantă, dar nu știu cum am lăsat. Mulțumim! Cine? Da, și eu vreau să cu mare drag, vă rugăm. Foarte puțin. Cum a spus doamna Curicovski, când pui mâna e plăcută, mi-am să aminte când vorbea Alex Ștefănescu la o lansare și a spus că, domne, și-s frumoase cărțile astea, când pui mâna, parcă pui mâna pe pielea Adelei Andrei Marin. Ce, eu vreau numai să spun un singur lucru. A rămas unica împielițată. Un accent care nu s-a pus aici în seara asta, în legătură cu lucrurile pe care le face Elena. Ea justifică toată academia noastră prin temele moderne care le abordează. Eu am spus-o la lansarea trecută, fiindcă sunt niște teme din strictă actualitate și din domenii care nu s-au ocupat până acum nimic de aceste domenii, din tehnologia virtuală, așa. Și cartea cealaltă precedentă, care a fost strict științifică, aceea a fost strict științifică, așa, este și o teză, dar ai devenit doctor. Iaca. Ai devenit doctor. Iaca. Cartea asta comportă un pic alt specific, ea este pentru, fiindcă au fost și emisiuni la radio, ea este o lucrare așa, nu-mi place cuvântul vulgarizare, deși există chestia asta. Deci de explicare pentru publicul larg ca unor chestii științifice. Și Elena a făcut-o foarte bine, cum a spus și eu în mânăscurt aici, că eu i-am ascultat și eu aceste mici eseuri la radio și a făcut-o foarte bine, era foarte convingătoare la radio, cu vocea ei, cu modulațiile vocei, așa. Și atât vreau să spun, mai accentuez acest fapt. Elena se ocupă o temă foarte și foarte la ordinea zilei, lucru mai rar în academia noastră. În altă ordine de idei, vreau să spun că azi e ceva mai neobișnuit pentru editura ARC. Pentru prima dată se lansează niște lansări, ca să spun așa, cu Maria Pilkin. Maria Pilkin este coordonatorul acestor lansări, așa azi a mai fost o lansare la... Tot aici. Da, tot aici. Și mâine, tot în acest sediu, vor face alte două lansări. Deci, Maria Pilkin va fi prezentatoarea editurii ARC. Așa, ea m-a prezentat pe mine, eu o prezint pe dumneavoastră. Directorul marketing, hai să spunem așa. Da. Că, Andrei Lupan avea așa două rânduri, deci când se adună la un loc, se admiră reciproc. Să dupățim și noi așa. Felicitările mele pentru Elena. Mulțumesc tare mult! Da,
domnul Cuțu. Da, da, explic. Valentin Cuțu. S-a vorbit suficient, probabil. Nu, eu cred că dumneavoastră o să... O să puneți, o să trageți când arunci la altă parte. A fost copleșit, pentru că... Trebuia să spun înainte de asta că am citit cartea și am adevărat lucrul acesta chiar cu creionul în mână. Mi-a făcut note marginale și am și terminat-o încă acum o săptămână și ceva. De ce? Fiindcă am luat-o chiar în prima zi când a apărut în librăria noastră de la cartier. Dar de ce am cumpărat-o? Fiindcă am un interes apart pentru ceea ce scrie Elena Ungureanu și lucrul ăsta vine încă de la dicționarul celălalt, ilustrat, tematic, care este foarte bun, foarte util, la fel de popularizare a unor terminologii pe care noi nu le prea cunoaștem. Am văzut-o, e și aici, sau nu știu, s-o fi vândut deja. E o carte foarte bună și ilustrată, e ceea ce e foarte potrivit pentru a însuși și mai bine anumite lucruri, exact aici. Eu îi zic că e totuși dicționar, deși conține tablete, precum s-a și spus, prezentate și la radio, de-a lungul mai multor luni. Sunt foarte atractive, au stil, sunt făcute cu metodă, se respectă un anumit tipic, vine etimologie cam la fiecare tablet, cu trimitere la anumiți inși care au lansat pe piața tehnologiei informației termeni respectivi, unii cu etimologie mai serioasă, alta mai ludică, precum s-a vorbit aici, de Google, da? De exemplu. Și toată treaba asta prinde printr-un anumit farmec, prin stilul prezentării acestor termeni. De fapt, sunt termeni dintr-un anumit domeniu, cel al tehnologiei informației. Și apropo de asta, fiindcă în tabletele respective de popularizare a științei, da? A unei științei, cea din numită informatică sau terminologia, tehnologie informației, mai vin și niște dublete mai puțin acceptate, precum zice și Elena Ungureanu, în anumite locuri, așa e bine, așa nu e prea bine, dar vom vedea ceva, spune uzul, și că el domină, el decide în cele din urmă. Și cât privește tehnologia informației, vorbește și de altă formulă care e, de fapt, un calc, tehnologiei informaționale, dar care vine după formula rusească respectivă rusească, da, care nu e cea mai potrivită pentru noi, da? Dar aici se discută. Există paralel, e adevărat, și lucrul acesta l-am auzit chiar în interviul de dimineață, pe care l-a avut Elena Ungureanu cu Nicuță Urcanu, sau nu? Da, l-am prins. Am deschis radio să văd ce se mai spune de dimineață despre limba noastră, cea foarte românească, da? Și când colo, Nicuță Urcanu e cu tehnologii informaționale. O să-i dați carne. Nu credeam că cineva va observa chestia asta. Dar ați remarcat-o, probabil. Da, nu puteam să... Dar mai sunt și ați observat că termenii se impun. E foarte greu ca lingviștii sau aceleași dicționare. Ca să mai fac o paralelă de acest gen, se vorbește și de... Cum îmi scapă acum... Rețele sociale și cele de socializare. Există paralel și unii zic că, uite, asta e mai bună, rețele sociale, că cealaltă e un calc după engleză, nu știu ce. Da, se discută, fiindcă terminologia respectivă își face rodajul, de aceea nici Elena Ungureanu nu insistă asupra corecțiunilor termeni de prezentație aici. Adică vom trece și vom vedea ce va ieși la suprafață sub aspectul corectiunii termenilor respective. E o carte foarte bună, mi-a plăcut, mi-a făcut note, o să mai revin la ea. Și doresc succes în continuare și să și scoată pe piață și teza de doctorat. Habilitate. Da. Adică nu de doctor, dar de doctorat. Da. Apropo de corectiunea de mine. Mulțumesc. Da. Mulțumim, domnule Valentin, și de data aceasta chiar o să fac marketing.
Să știți că dacă veți cumpăra astăzi această carte, veți primi și un CD și veți primi și un semn de carte, handicraft englezii, adică făcut de mână, dar vă zic că de mâna Elenei. Aseară. Un autograf. Hai. Un autograf. Cu autograf. Da. Felicitări, Elena, și mulțumim foarte mult. Dați voi să spun și eu două cuvinte. Te rog. Dragii mei, nu vă închipuiți ce emoții trăiesc eu acum și vă spun cu toată sinceritatea. Mă bucur enorm să știu că sunt deja niște cititori ai acestei cărți care, cum să vă spun, ca orice autor are temerea că va da de un cititor care va fi fie foarte dur, fie speră că va da peste unul mai puțin pregătit și îl va fi acceptat. Eu am dedicat această carte, care, da, e rodul a muncii, hai să zic, 3 ani jumătate, 4, nepoțelului meu, care are acum 10 luni. Are 10 luni. Și acum sunt cumva mirată să aflu că ați găsit dumneavoastră, care aveți de rău de bine o vârstă, niște lucruri noi pentru dumneavoastră. Cu siguranță că pentru nepoțelul Nicolas, peste 10 ani, când va citi această carte, sper foarte mult să o citească, să spună, băi, ce lucruri vechi sunt aici. Pentru că tehnologia se mișcă în ritmuri atât de rapide, noi nu conștientizăm acest lucru. Tehnologia e mult mai puternică decât mintea omenească și asta e ceea ce au reușit să facă tehnologiile. Sigur că eu m-am pomenit că sunt încântată de acest domeniu, deși eu sunt filolog și sunt un biet filolog care nu, cu greu își scoate o teză la capăt, dar nu regret că am găsit cumva subiecte de interes pentru pregătirea mea filologică, pentru că mi-am dat seama că specialiștii din tehnologie informației ar face foarte bine să cunoască mai multă literatură, tot așa cum filologii ar fi foarte bine să se aplece, deși ei și așa utilizează tot ce oferă tehnologia, dar să aibă mai multă receptivitate pentru ceea ce cunosc la ora actuală specialiștii în domeniul științelor exacte, în științele exacte. Am descoperit, lucrând la viata mea teză, că specialiștii în... Acum nici nu mai știu cum să le spun, pentru că ei interdisciplinarizează domeniul lor și nu sunt nici în domeniul științelor exacte, dar nici nu renunță la ceea ce oferă științele umaniste. Asta e ceea ce am încercat eu să aduc unui public care deja operează cu acești termeni, eu mergând pe surse care le oferă tot internetul, de regulă, pentru că în format tipar încă nu au apărut, m-am informat cât am putut de mult, deși trebuia să prezint rubrica la radio și o făceam între altele. Adunam informație, poate că un pic grăbită, dar recunosc că niște lucruri nu le-am spus ca adevăr în ultimă instanță, ci mai degrabă le-am spus pentru că la ora actuală se utilizează, pentru că la ora actuală sunt subiecte de interes public. Pot să, ca să nu vă rețin, mulțumesc foarte mult editurii care mi-au oferit această posibilitate nesperată, deși colaborez de ceva timp, dar când s-a zis aici de coperta care arată foarte bine, sigur că editura mi-a făcut acest ambalaj care dă bine publicului. Și domnul Mihai Bacinski, care a venit cu această propunere să prezentăm pe copertă această mână care rupe hârtia și asta se întâmplă realmente cu acest arond. Operă, am înțeles că această mână e chiar originală. E originală. Și e onoare pentru cartea pe care o semnez. E o mână reală. Să aibă acest element care într-adevăr atrage. Deci nu e meritul meu, e meritul editurii și mulțumesc foarte mult celor de la editură. Pot doar să vă mai spun că ofer cu plăcere astăzi, la această lansare, versiunea audio pe care vreau să cred că e cumva mai lucrată decât ceea ce am prezentat la radio, pentru că la un moment dat mi-am dat seama că sunt prea lungi acele tablete și aici avem o versiune scurtă care poate fi ascultată într-o singură zi
dar vreau să cred că poate fi destul de informativă, cel puțin pentru elevi. Deci dacă vă puneți căștile pe urechi, o puteți citi într-o zi. Ar mai fi ceva de spus, dar într-adevăr o văd ca o continuare a cărții anterioare, nu anterioare, ante-anterioare, da, cea cu hipertextul, pentru că ce s-a întâmplat? Mi s-au făcut câteva obiecții când a apărut acea carte, de genul, este foarte multă terminologie care nu ia filologilor și într-adevăr așa era. Și am zis, păi hai să o explic, dar hai să, atât cât mă pricep eu, ca filolog, întotdeauna am recunoscut limitele mele ca filolog, atunci când m-am apropiat de terminologie din domeniul tehnologiei informației, s-ar putea că am greșit de mai multe ori, recunosc că această greșeală ea merge cu un filolog, va trebui să treacă niște ani probabil ca să o înțeleg suficient de bine. Am colegi aici de la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale care cunosc atâtea lucruri, nu vă închipuiți, eu ca filolog în toată ziua mă minunez cât sunt ei de pregătiți, câte lucruri extraordinar de rapid le fac. Aceiași copii acum de 2 ani cu tableta și cu iPhone-ul și cu, știu mai multe decât, iată, știm noi care avem o vârstă. Și ca să închei, am scos niște chestiuțe de aici adunate, că de fapt ce am făcut? Am navigat și m-am informat. Am aflat eu singură foarte multe lucruri și am zis, da, de ce să nu le afle și alții? Pentru cineva sunt lucruri poate prea cunoscute, pentru altcineva s-ar putea să fie niște sinteze pe care, iată, le află din această carte, cu care vin în fața dumneavoastră, într-adevăr, cu foarte mari emoții și aștept și niște critici, pentru că acolo unde vor fi niște critici, poate învăț eu la rândul și facem ceva mai bun după asta. Vroiam să prezint chestiile astea la radio, dar știți cum e la radio, când te duci, te întreabă ceva prezentatorul, tu veni cu textul de acasă, le încurci, le amesteci, cum de fapt și se întâmplă și pe online. Deci intersecția asta necontenită ne... cum să vă spun, ne cam apasă de la un timp. Trebuie să învățăm să navigăm ecologic, așa e termenul, ca să nu ne termine aceste link-uri care sunt peste tot, sunt foarte multe, care efectiv ne face omul care nici nu atât cât linkuiește, noi vom linkui încă de acum încolo, dar care clicăiește mai degrabă, clicuiește, nu știu cum să-i mai spun, facem asta fără să ne dăm seama de sute de mii de ori, zilnic. Asta e o activitate care, într-adevăr, arată că omul se schimbă. Omul devine intră în altă categorie a tehnologicului. Deci devine homo technologicus. Nu pentru toți filologii, nici acum, după, din 2014, când a apărut cealaltă carte, nu toți filologii recunosc numele lui Tim Berners-Lee, nu știu dacă îl pronunț corect. Acest mare inventator ar trebui deja să fie recunoscut, eu zic, și de către umaniști. Mai mult decât atât, fiind creatorul web-ului în 1991, el nu a cerut nimic în schimb pentru invenția sa genială, dar nimic. Nu e asta cu adevărat, pentru că la ora actuală tot zicem dreptul de autor, eu vreau să câștig din asta, eu vreau să trăiesc din asta. Nu a cerut nimic. Poate nu era conștient de ce a făcut. Ba da, nu a fost conștient, să zicem, în 91, dar în câțiva ani, când a început să se extindă rețeaua, a realizat că... Poate s-a și speriat că am citit ceva de genul, undeva chiar spune, ceea ce ni se întâmplă la ora actuală pe internet e aproape de speriat. Cred că a conștientizat-o și el, mai ales că web-ul a luat un pic altă direcție decât invenția inițială. Oricum, îi se recunoaște, el este considerat părintele, deși termenul de hipertext e din 65. Știați că web-ul s-a născut în cel mai vestit laborator din lume, și anume cel din Geneva, denumit CERN, de CERN cred că toată lumea a auzit, Centrul European pentru Fizica Nucleară, unde se încearcă actualmente crearea particulei lui Dumnezeu. Bozonul X. Da. Acolo s-a născut hipertextul, acolo, dacă vreți, cumva s-au născut link-urile, pentru că este interesant să afli că cei din acest vestit laborator
și acum încearcă reconstituirea acestei particule pentru... Nu se știe dacă vor putea vreodată să o descopere. La drept vorbind, nimeni nu știe cu la drept vorbind, da, da, e o poveste întreagă. Da. Bine știe și ei. Da, fiecare știe un bozon. Restul bozonilor în saltură. Nu știu câți dintre dumneavoastră au răsfoit măcar primele tablete, dar testând și eu niște lucruri noi pe care le-am aflat cu cei din preajmă, mi-am dat seama că poate fi cumva surprinzător să afle că generația Z, care va dura până în anul 2025, și nu e așa de departe, va fi înlocuită de generația Alpha. Deci vom relua acest ciclu, că așa se, cel puțin acum spunem, că pe, în 2025 s-ar putea să spunem altceva, dacă mai apar alte litere. Știați că, așa o spun specialiștii în domeniu, scopul calculatoarelor este nu dependența omului de mașină, deși recunoaștem că asta se întâmplă, fie și inteligentă această mașină, ci libertatea umană. Sună cumva, poate nu îndeajuns inteligibil, dar asta s-a urmărit prin crearea acestor mașini tehnologice, prin internet, să devenim cât mai liberi. Această libertate cumva ne și joacă festa. Știați că, de fapt, noi toți cei care navigăm pe internet trăim într-un grandios intertext digital, într-o cultură soft, care se mai numește cultură moale? Știați că pe internet există circa 1 miliard de site-uri? Pe Facebook sunt la fel foarte, foarte multe conturi care cresc în progresie geometrică, iar acces la internet are mai mult de jumătate de populația, din populația globului. Mai mult, deja s-ar zice că-s două treimi. Știați că brațul care ține smartphone-ul când ne facem un selfie se numește, cum se numește, cine știe? Monopie, da, sau selfie stick, termen care își caută locul ca să intre în dicționare, în ultimul rând. Pentru că nu avem un termen în română pentru acest braț, nu avem. Băț. Și în sfârșit, știați că mărimea internetului poate fi calculată? Webul are 1 trilion de pagini, adică 1 milion de exabytes, un exabyte fiind egal cu 1 miliard de miliarde de bytes. Elena, se poate să mai spun și eu, știați? Da, da, vă rog. Acolo, că am vorbit de, toți suntem utilizatori ai Facebook-ului și un afiș care a câștigat un premiu mare. Deci în afiș este ilustrat un câine care, de fapt, îi întruchipează ego-ul nostru, adică un câine, și el este hrănit cu like-uri. Da, da, like-ul, semn al plăcerii, ca asta da. Spun aici, semn al plăcerii, ne... Nu știu, eu aș zice că, într-adevăr, e una din activitățile, și aceea cu link-uitul, da. Și cu, mai exact, accesarea link-ului, a da like e una din activitățile de fundamentale ale și-a, omului și-a digital. Da, și ale, da, criolizare se numește fenomenul. Găsi, nu, a dat like, găsi... ca și cum ai lăsat bacșiș. Nu, a dat like, de fapt, are multe semnificații și încă vor mai apărea. Înseamnă și complezență foarte mult. Am dat câteva din sensuri care, sper, la un moment dat vor apărea în niște dicționare de specialitate. Dar mâine discutăm despre argo, că am foarte multe să leg această carte cu cealaltă. Irena, deci... dar cel puțin dincolo, există tendința de a se găsi, nu, în locul termenilor ăștia străini, ceva care autohtoni? Foarte mulți termeni. Încearcă de răsputeri, știu că nu le reușește. Deci, pentru like, de exemplu, există termen, nu știu dacă să zic termen, apreciere. Apreciere, dar el nu s-a impus, pentru că tendința asta a vorbitorilor de a utiliza cuvinte mai scurte, ea ca și ok-ul. Mai exact. Ok-ul. Dar sunt foarte mulți termeni și, într-adevăr, engleza e atât de dominantă. Ea, de fapt, o limbă tehnică. Adică, e o limbă tehnică. Tehnologiile vin prin intermediul invențiilor făcute de specialiști care au scris despre ele în engleză. Eu mă tem că, într-adevăr, noi în puțin timp, nu știu dacă în puțin timp, în ceva astea timp, o să avem o română mai mai plină de englezisme. Romgleză. Poate că asta nu ar trebui să ne sperie. Cum nu ne-a speria, sau, și atunci au existat discuții când franceza venea masiv cu franțuzisme. Lupta asta dintre limbi, oricum se dă. Noi suntem vorbitorii care alegem. Că ne place, că nu construim, alegem termeni noi.
să zicem, autohtoni, de foarte multe ori ei nu se impun și atunci uzul, într-adevăr, e cel care dictează, iar lexicografii nu au de ales decât să înregistreze ceea ce uzul, ca să zic așa, alege, preferă. Și ca să închei această întrunire la care am o deosebită plăcere să vă văd de față, vă mulțumesc foarte mult că ați găsit puțin timp din timpul dumneavoastră într-o zi deosebită azi ca să discutăm despre o biată carte. Vă mulțumesc încă o dată și cei care nu au avut, cei care vor avea de acum înainte cartea să o răsfoiască, chiar vă rog să ținem legătura, pentru că avem posibilitate acum, ca să-mi spuneți unde nu sunteți de acord, unde aveți o altă opinie, ca această carte să aibă legături cu cititorii, inclusiv în formatul electronic. Formatul electronic abia acum îl facem și, într-adevăr, va fi înțesat de linkuri. Nu știu cui și cât de mult îi va face bine această înțesare cu linkuri, dar cu siguranță cei care vor ști cum să alerge din text în text vor avea de beneficiat. Cel puțin asta se întâmplă la ora actuală în textele de pe internet. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și cei care vor binevoi să se aleagă cu o carte pot merge să o cumpere. Acolo este și CD-ul și vă pot oferi cu mare plăcere un autograf. Vă doresc noastră mult succes și să vă bucurați cel puțin de ziua asta, care e ziua limbii în care am scris și eu o carte. Apropo de invazia limbii engleze, am văzut pe perete lateral a unui mare hotel din București un text din vreo 25 de cuvinte, între care era unul singur românesc, doctor. Aceasta a fost Elena Ungureanu, care ne invită să clicăm lingvistic, dar să nu clacăm. Îți mulțumim foarte mult și te așteptăm și alte dăți cu alte cărți. Mulțumesc tare mult!